Salut și bine te-am regăsit! Astăzi vreau să fac un unboxing. Am plasat o comandă la o gletieră de la firma OX. Modelul Ultraflex Finishing Trowel pe 530-116. Ok, să-i dăm drumul. Așa. Deci, după cum se vede, prima impresie contează. Arată super bine. M-a avut plăcerea de a lucra cu una în zilele trecute și am decis că ar fi ok ca să mă achiziționez și eu una. 2 secunde. Așa, a pornit ventilatorul. Ok, să revenim. Deci, da, este, după cum v-am spus, este o gletieră de finisaj. Modelul Ultraflex. Ca mărime este o gletieră de 400. Da, să o deschidem, să vedem. De unde mai exact se deschide? Are. Ok. Scăpăm și de asta. Am împachetat-o. După cum se vede, este o gletieră de 405 mm lungime pe 110, model de 16 inci de la firma OX. Are un mâner soft grip, cum îl numesc ei. Este foarte plăcut la atingere, că noi nu-l atingem, mai mult îl strângem. Dacă am înțeles bine, are o tehnologie double blade, se numește. Are două lame, una peste cealaltă. Are și apărători pentru a nu încărni marginile. Aici scrie modelul, câteva specificații, ultra flexible trowel, adică foarte flexibilă pentru un finisaj ca la carte. Lightweight, adică destul de ușoară în comparație cu altele cu care am lucrat până acum. Da, știu, o grămadă vor spune de ce nu ți-ai luat Marshalltown dacă tot vrei să dai banii pe ceva. Marshalltown, nu știu cum să vă explic, în ochii mei nu prea justifică. Sunt bune, nu zic că nu, am lucrat și cu ele, dar nu pot să zic că m-au impresionat atât de tare încât să dau dublu la preț față de majoritatea. Ca să vă explic, să vă dau un exemplu, nu ca să vă explic, o mistrie valorează 35 de lire, pe când o mistrie de la firma aceasta valorează
12 lire, ceva de genul. Deci chiar nu justifică. Deci nu este ca și la un power tool, la o sculă pe baterie sau pe curent, care să zici că, bă, mă va ține o viață. Nu. Este la fel. Nu știu. Pe viitor îmi voi achiziționa și așa ceva, și scule de la Marshall Town. Dar pentru moment, pentru lucrarea care mă așteaptă, eu am considerat că investiția în așa ceva este destul. Vor mai fi și alte scule de la Ox pe acest canal. Ce să știu să vă explic, să vă spun mai multe. Are o grosime de 0,3 mm lama. După cum v-am spus, este dublă. Este prinsă în aceste nituri. Nu știu dacă sunt nituri sau suduri. Nu se vede, după cum vedeți, nu se vede absolut nimic pe din afară. Pare calitativă. După cum v-am spus, am mai lucrat săptămâna trecută cu una. În fine. Acest material este de aluminiu, pe când restul este oțel inoxidabil. Da. Cam atât ar fi de spus. Mersi că ai vizionat acest unboxing slash review. Până data viitoare, like, share, subscribe, ce dorești tu. Să ne auzim cu bine. Salut!